salut și bine ați venit la episodul numărul 5 din seria de podcast Fit Fam. Am zis bine? Am zis excepțional. Astăzi o să vorbim despre antrenament. Eu chiar am așteptat, sincer, chiar am așteptat episodul ăsta pentru că n-am vorbit extrem de mult mai antrenament, că am vorbit despre, așa, un amalgam de toate când ne vedeam, știi? Da. Nu-mi plan. Hai să vorbim despre antrenament. Care cum s-au antrenat în liceu? Haide, ca bro split! Da. Să zic eu, pot să zic eu primul. Da, hai, începe. Deci în liceu eram, de fapt nu știam habar dacă să mă antrenez, m-am dus la tipul care era proprietarul sălii și l-am rugat, zic, oare nu faci un plan de antrenament? Și m-a trimis la alt tip din sală care era cel mai mare și era preot, da. Și l-a rugat să-mi fac el un plan de antrenament și mi-a făcut așa, luni, piept. Marți, spate, miercuri, picioare, joi, umeri, vineri, brațe. Abdomenul nu cred că l-am lucrat vreodată și la picioare nu, erau și gambe, antebrațe nu făceam și cred că cu planul ăsta de antrenament m-am dus până în anul 3 de facultate. Cam așa am mers eu. Am mers vreo 5 ani, cred că... Da, și a fost ok. A fost ok. S-au văzut rezultate, s-au văzut un progres. Clar că se vede, da. Că e ceva în plus față de ce ai făcut până atunci. Da, erau anumite grupe care mi-au rămas în urmă, știi? Deci erau clar, se vedeau anumite grupe care mi-au rămas în urmă. Și după ce am schimbat în loc de luni, în loc de piept, am pus spate, că era atât de multă lume călare pe 2-3 bănci când erau în sală, e efectiv. Ții de piept. Da. După aceea am început și am făcut un modified push-pull legs, adică adaptat pentru practic pentru grupele care mi-au rămas în urmă. Am început să citesc ăsta neam. Cred că prima carte care am citit-o legată de antrenament a fost Anatomia unui corp perfect al lui Frederic de la Vier. Bă, foarte utilă. Da, foarte utilă, foarte practică. Și după aceea am început să iau PubMed-ul la ăsta neam, la Puricat. Ce mai am? Tot ce am găsit, după aceea am ajuns la Eric Helms, care nu mai țin cât o scos cărțile, știu că am citit Pyramid of Strength Training și m-a ajutat enorm de mult să-mi dau seama cum să-mi dozez volumul, de exemplu, pentru anumite grupe care nu trebuia să le lucrez poate la fel de frecvent, știi că la picioare, după ce faci picioare ești knockout, știi? Și altele care efectiv trebuie să le lucrez mai des pentru că se recuperă mai rapid. Și să faci mai multe exerciții pe grupe mari și mai puține Da. Și cam asta a fost așa pe scurt în liceu până am ajuns la push-pull legs și după aceea am trecut așa cu full body. Dar o să cităm din Biblie ăsta mai încolo. Vreau să vă auzi și pe voi cum ați avut bro split-ul. La fel am mers și eu cu bro split, tot așa am mers cu un piept separat, cu spatele separat, coapsele separat, coapse, picioare separat, că a fost cu gambe, cu tot. Brațele. Și după o perioadă mai făceam piept cu triceps sau cu biceps, da, că da, o la modă, da. Cum faci cu triceps, nu fac cu biceps, că merge mai bine. Da. Erau grupe, nu poți să iei la fel de mult dacă făceai, de exemplu, piept și făceai biceps și puteai să faci un exercițiu piept și în paralel încă unul cu biceps, nu te rupea la fel de tare. Știu că am citit și principiile Wader, știi principiile Wader? Da, aici. Și a fost foarte utile, mi se pare foarte că a fost utile și sunt în continuare foarte utile principiile Wader. Da, mi se pare că a fost un vizionar în ce privește antrenamentul de forță, adică nu erau studii atunci. Deci e bine să începeți cum am început și noi. Principiile Wader, citițele, sunt câteva acolo, le găsiți pe internet peste tot. Și Anatomia unui corp perfect, dar Ade le punem în jos, în descriere. Bun. Tot așa cum mă gândesc că am mers cu bro split. Da, bro split m-am dus, dar de fapt nu am luat foarte separat așa piept, da, spate. Da. Am luat piept biceps, toată lumea luni făcea piept biceps, marți spate. Era un plan de antrenament pus pe perete, ții minte la sala la care am început. Luni, marți, joi și vineri și miercuri era trecut pauză. Deci miercuri cine mergea la sală, se uita era, așa, era proprietarul. Bun, ce cauți aici? Că e miercuri, pauză, de casă. Deci am mers foarte mult pe piept biceps, spate triceps. Merg o pauză, joi am avut picioare și vineri umeri. Și i-am folosit foarte mult.
ani, de zile. Da, așa. Da, da, da. O dat rezultat în mana, cum ziceam, unele grupe mi-au rămas în urmă. În momentul în care am început și am făcut, adică mi l-am personalizat efectiv pentru mine și am văzut că dacă faci pentru gambe, că na, clar volumul, e una dintre variabilele care determină hipertrofia. Când am văzut că dacă fac pentru gambe 4 serii și nu se întâmplă nimic, dacă fac 20 într-o săptămână se întâmplă ceva, bă, stai un pic, deja am descoperit ceva. Da, aici e totul la volum, intensitate, frecvență, știi? Da, da. Și hai să vorbim un pic despre câte metode de antrenament cunoaștem. Deci cam câte ar fi și care sunt cele mai practicate? Unui prost, pentru care cel mai probabil cel mai cunoscut. Da, cel mai cunoscut și se practică în continuare. Mulți nu știu ce fac, dar fac. Știi? Da, adică ce fac azi piept, dar de ce fac, câte serii fac, ce volum în antrenament. Știi? Da, păi așa, dacă vezi o informație așa mai multe nu. Ori, da. Exact. Dacă vezi o informație mai multe ori pe net, o e ca și el cum ar fi adevărat. Da. Știi? Da. Bun, deci avem bro split, mergem pe un push-pull legs, mergem pe un upper-lower, ce mai avem? Full body? Full body, eu acum fac full body. O să astea cam cele mai cunoscute. Da, ăsta ați făcut push-pull legs. Da, da, eu da. Încă îl fac și mie îmi place. Eu așa cum săptămâna trecută, până asta la fel. Eu mă antrenez acum cam de 3, maxim 4 pe săptămână și push-pull legs merge ideal. Perfect dacă ai 3. Ideal, da. Da, eu am început push-pull legs, acum dacă stau și mă uit, vă pot da un exemplu de aici din februarie, am început de 1 februarie și era, de fapt era push-pull legs, că era modified push-pull legs, de exemplu, făceam piept și făceam și spate, știi? Făceam fluturări, făceam ramat, că era pronație priză sau așa, făceam pullovers, ce mai, extensii pentru deltoidul, ridicări laterale, ridicări laterale. Și după aceea, în următoarea zi, făceam, de exemplu, stai un pic, aici nu dă bine. Nu, nu uite. După aceea făceam, de exemplu, piept, umeri, triceps, știi? Uh-huh. Și după aceea, în următoarea zi, făceam picioare, știi? Cât de importantă și de ce îți notezi? Cât de importantă e treaba asta? Cât de mult te-a ajutat? Ți-ai verificat vreodată? Enorm, da. Te-ai uitat să vezi, uite, cât am început, unde am ajuns, am avut progres, n-am avut progres. Da, că teoretic, nu? Așa îți dai seama dacă tu ai avut progres în prima parte. Păi, și după aia oglinda și astea. Păi în mare parte îți dai seama, adică pe mine mă ajută să am cuantificat în cifre, că atunci mă pot autodepăși la următorul antrenament. Pentru că ideea e să încerc să crești ori numărul de repetări, ori greutatea, ori frecvența, adică numărul de cât numărul care antrenezi o grupă. Ori dacă nu, ăsta e efectiv să încerci să crești intensitatea prin alte mijloace, numai că e greu de cuantificat. De exemplu, cum e tempo sau acum chiar înainte de videoclipul filmulețul ăsta, citeam în Strength Piramida lui Eric Helms și zicea că e foarte greu să cuantifici dropset-urile. Cum le cuantifici? Că nu, dacă faci 20 schimbi greutate 3 ori, nu începi să număr toate repetările care le faci. Da, dar și e ok să-ți notezi cumva, cu dropset și să treci toate greutățile. Da, da, ideea e că e foarte ușor să-ți ții o evidență și să vezi cum progresezi în momentul în care îți notezi numărul de repetări și greutatea și seturile. Da. Mm-hmm. Și pe mine m-a ajutat enorm și asta s-a văzut și în fizicul meu, că eu tot timpul, exact ca și eu sunt primul meu client, îmi iau măsurătorile, îmi fac poze și mă cântăresc și văd efectiv cum am evoluat de la an la an. Și, na, de exemplu, de când m-am dus și m-am antrenat la Revo și am avut hack squat-ul, să pot să fac full range of motion ca lumea fără să-mi pună presiune pe nimic, am progresat foarte mult la copse, de exemplu, știi? Și se vede și în greutate. Uh-huh. Na, deci, da, e corelat progresul cu efectiv. Și câte persoane, tu te antrezi la una din cele mai mari sări din Cluj. Din Cluj! Așa. Câte persoane ai văzut că își notează antrenamentele? Bun, am văzut și tipe. Am văzut, cred că, două tipe la Revo, bine, din multitudinea de oameni care sunt acolo, și pe clienți mi se pare responsabilitatea lor, dacă își doresc să progreseze, să-și notează. Și, na, le dau eu agenda, ori își aduc ei, ori ăștia mai tineri îi rog să-și noteze într-o aplicație, chestia aplicație, acum știi, și generează grafice, nu mai trebuie să asta, dar
ideea e că te ajută foarte mult, adică ce e pe foaie, e pe foaie și poți să și Dorian Iliț, pe foaie rămâne pe foaie. Și Dorian Iliț, da, bineînțeles. Că ăsta cred că el a fost o persoană, da, care e extrem de important. Imaginează-ți că îți notezi pe aplicație, da, la un moment dat o să dispară alea nu rămân pe veci, da. Agenda rămâne pe veci, o ai acolo până și după pensie. Da, asta e ideea. Și arăți la nepoți. Asta e ideea, să arăt la nepoți, m-am și încălzit. Eu am și eu notez antrenamentele. Eu am așa cu alimentația. Alimentația extrem de important să o ai, să ai notat, exact, să știi cât ai mâncat ieri, cât ai mâncat săptămâna trecută, cât ai mâncat acum 4-5 zile. Da, și eu am, și eu am, că am în PDF-uri. Da, adică ideea e că dacă vreți să progresați, de ce înseamnă antrenament de forță și hipertrofie și inclusiv forță, că așa trebuie să ții cont. De ce mănânci? Bine, pe lângă chestii de lifestyle care nu le pomenim acum, că sunt foarte multe, dar trebuie să ții cont de ce mănânci, cât mănânci, așa? Să știi exact fiecare gram de ce intră în tine, carbohidrați, proteină, lipide și numărul de serii, repetări și efectiv tot antrenamentul, da, să ai o evidență. Volumul antrenamentului, intensitatea lui, frecvența lui. Bun, hai să intrăm un picuț în antrenamente. Începem cu full body. Vrei să vă zic eu full body care îl fac acum sau îi zice cum? Eu nu fac acum full body. Am făcut într-o perioadă, dar am zis că nu e pentru mine, am usat pentru Petru. Da, eu am ajuns la full body pentru că la un moment dat m-am plictisit de rutina asta. Adică deja mi-era așa să fac și am zis, hai să trec să fac full body și încă nici nu l-am învățat, vă zic sincer. Adică, de exemplu, luni fac așa, încep cu hack squat, că mi-e exercițiul cel mai greu. După aceea fac incline press pentru piept. Ce e hack squat-ul? Hack squat-ul e un aparat în care faci genoflexiuni, basically, numai că ești foarte bine pus în poziție și îți ține un pic și spatele, știi? Și nu ești perfect perpendicular, ești în diagonală cumva. Da, dacă dați hack squat pe Google, să explicăm ce e. După aceea incline press, ăsta îl fac la aparat. Îl fac la aparat chiar lângă hack squat. Pentru inserția claviculară. Da, pentru partea superioară a pieptului. După aceea fac ridicări pe vârfuri pentru gambe, pentru că eu sunt un pic deficitar la gambe și mă ajută să s-o pun nu chiar înaintea genoflexiunilor, dar le pun ca al treilea exercițiu, numai bine mă odihnesc un pic pentru următorul. După aceea fac extensii pentru quadriceps. Așa, după aceea fac ramat cu priză neutră. Și după aceea fac hammer curls. Și asta e practic... Ciocane. Da. Și asta e practic prima zi de full body. Na. Și cum îl repeți? Deci te antrenezi de vreo 4 ori pe săptămână? Sau de 5 ori pe săptămână? Mă antrenez de 5 ori pe săptămână. Dacă îs în Cluj, mă antrenez și a 6 ori și fac brațe, pentru că în timpul săptămânii le dau, cred că numai vreo 8 serii volum, 8 serii pentru biceps, pentru tricep, și apoi mă duc sâmbătă și mai fac încă să zicem 9 serii și 9 serii ca să ating volumul așa. Aici îți urmărești un volum anume, adică cam care e volumul de exemplu acum, săptămâna asta, pe cât mergi, pe câte serii mergi, de exemplu, să luăm partea inferioară, să luăm picioarele. Pentru copse depinde de la hack squat. La hack squat fac între 3 și 5 serii, cam așa fac la hack squat. Asta la hack squat, da, volumul per total pe săptămână. Mi-ajunge, au fost săptămâni în care eram pe volum, adică în săptămâna am scăzut, intensitatea și am crescut volumul și am ajuns și la 25 de seturi. Dar asta pentru una, două săptămâni, că după aceea iară am scăzut. Ok, să revenim la antrenamentele astea, 5 tipuri de antrenament. La full body, de exemplu, hai să luăm o persoană începătoare și vrea să meargă, nu a făcut în viața ei sport, trebuie să meargă o singură dată pe săptămână. Îi recomandăm un full body. Ce ar mai intra aici? Push-pull legs nu intră, că necesită... O singură dată pe săptămână, da. Să facă mișcările de bază. Adică, în primul rând, cred că toată lumea ar trebui să învețe să facă genuflexiuni, adică indiferent cu propria greutate, zic. Flotări, o formă de, mă rog, la scripte. Cumva, da. Să lucreze grupele mari de mușchi. Mișcările de bază. Pe asta implică să... Pun accent pe coapse, să pun accent pe musculatura spatelui, că atunci intră și pe lângă un biceps, un deltoid posterior, musculatura de împins, pectoralii,
știi, și un, trei grupe din astea mari de mușchi, eu cred că ar fi perfect în, să intre într-un full body. Și să fie exerciții compuse. Să fie exerciții compuse, clar. Dar tot așa, cu treabă bună. Mai cu greutatea corpului și treptat, treptat adăugăm. Ce înseamnă exerciții compuse? Ce înseamnă exerciții compuse? Mai multe compuse? Articulații. Da, da, care implică mai multe articulații și, în general, dacă îi să dăm exemplu de exerciții compuse, genoflexiuni, fandări, îndreptări, flotări, tracțiuni. Tracțiuni, împins. Împins, military. Military și military. Da. Da, deci astea sunt exercițiile care eu le pun în, indiferent de structura. Cine se antrenează de două ori pe săptămână, ce antrenament ar trebui să folosească după voi? Acum o să facă upper lower. Da. Ah, caz! Da, sau full body. Da. Eu, de exemplu, cu persoane începătoare merg în full body o primele săptămâni, poate o lună de zile, mă duc în full body pe două antrenamente, A și B. Știi? Și după următoarea ca săptămână... Ca să nu se plictisească? Da, ca să nu se plictisească și să nu fie aceleași. După ce trec de astea, intru pe un upper-lower. Și progres. Și, adică... și progres, da. Urmărim un progres. Mai punem o serie, mai adăugăm un kilogram pe bară sau la aparat, mai crește numărul de repetări. Știi? Urmărim o dezvoltare asta a forței și încărcare progresivă. Ok, persoane care pot să meargă de 3 ori pe săptămână, aici cred că se încadrează super bine push-pull legs-ul. Eu le dau și la ăștia full body. Sau și full body, depinde. Și full body și upper lower, da, de exemplu. Da, da, depinde de obiectiv. Că depinde este... de obiectiv, corect. Eu, de exemplu, de la, cum mai mă duc, un upper lower, de exemplu, mă duc upper body, antrenamentul A, lower body, antrenamentul A, upper body, antrenamentul B, deci da, și săptămâna viitoare schimb. Lower body, antrenamentul B și tot le învârt așa, știi? Da, deci da, odată faci da. De două ori upper body, odată faci exact, de două ori upper, da. De două ori odată picioare și pe invers. Da. Așa. Și merge mai mult aici la 3, depinde. Dacă persoana, de exemplu, se antrenează luni, marți și joi, eu aș recomanda push-pull legs, dar dacă poate să meargă să aibă cel puțin o zi pauză între antrenamente, atunci lejer full body sau... Da, și eu recomand așa, o zi pauză la început între antrenamente. Dacă mergi luni, marți, miercuri, joi, pauză, vineri, aici merge upper, lower super bine, da. Dar pauza e un pic mare acolo. Push, pull și legs. Și push, pull, legs. Push, luni, marți, pull și legs... Da, indiferent. Ideea e să mergi la sală, în primul rând, mergi la sală. Că după aceea, cum vă structurați antrenamentul, depinde foarte mult de obiectiv. Da. Și depinde, adică îți personalizezi antrenamentul în funcție și de afecțiunile pe care le ai, de trecutul sportiv. Da, da, da. Dacă experiența. Da, exact. Că ăsta n-o să poată să facă niciodată o persoană care, de exemplu, face de 10 ani antrenament. Adică o persoană începătoare nu o să facă același antrenament cu o persoană care are 10 ani experiență la sală. Pentru că e ca și cum ai compara capitolul 1 a tău cu capitolul 999 al cuiva. Exact. Da, și mare grijă aici la ego lifting. Adică dacă vezi pe unul în sală că e mare și face sală de 10 ani, nu te pui și tu să faci pins la pic 100 kg, așa, ca și el, că nu o să fie bine. Da, și ăsta, dacă e să luăm piramida lui Eric Helm și să o disecăm, în primul rând, ce ziceam mai devreme, adică consecvența. Ce avem la bază, da. Da, adică baza piramidei e consecvența. Cât de mult te ții de treabă. Da. Că degeaba ai cel mai bun plan de antrenament. Dacă nu-l faci. Dacă nu-l faci. Trei luni faci, și o lună nu faci. Câte persoane auzi la sală, m-am reapucat după jumătate de an, așa de greu merge. Marea majoritate, așa sunt. Da. La baza piramidei să te ții de treabă. Asta e. Altfel nu o să ai rezultate. Urcând o treaptă, aici intrăm pe ce e foarte important pentru dezvoltare musculară, pentru creștere în forță, sau, mă rog, dezvoltarea calităților motrice, volum, intensitate, și în frecvență. Principal și frecvență, sau putem să o adăugăm. Am văzut la volum, într-un studiu de-a lui, cum îl cheamă, pe tipul ăla care are un nume cu S, de efectiv, știe ce zic. Știu de ce zici, da. În fine. Are foarte multe studii. Da, da. Da, că e recomandat pentru hipertrofie între 8 și 16 serii, cam așa pentru un început. Da, un minim de 8. Da, un minim de 8. Păi, e un cumva, de câte am văzut, e un minim de serii pe antrenament pentru să-ți menții actuala masă musculară. E un anumit număr de serii care e de mijloc, care pentru... de fapt, ăla e pentru menținere și primul e ca să nu pierzi cumva...
Nu, ăla e la Mikey Stratel. Aia e la Mikey Stratel, așa, la el am văzut chestia asta. Da. Și e un maxim de serii, să încerci să nu-l depășești, că atunci risc să te accidentezi. Da, da, exact. Acumulezi exact o foarte mare oboseală. Și... Da, o să punem și asta. Da, aici un episod întreg, câte serii îți de făcut, dar ca să luăm așa strict, între 12 și 20 de serii pe săptămână, de exemplu pentru pectorali sau pentru musculatura spatelui, nu? Pentru un începător. Pentru începător, între 8 și 12, 8 și 15, cam așa, pentru începător. Pentru începător, da, corect. Da. Dar o să vedem în piramidă, de exemplu, acum suntem la nivelul 2. Avem volum, intensitate, frecvență. Urcăm în piramidă și intrăm în progres, care e la fel foarte important. Și în progres, ce urmărim, de fapt? Progresie. În progresie, practic, să încerci să îți crești ori numărul de seturi, da, ori kilogramele pe bară, ori... Deci te uiți la treapta de desubt, la volum, intensitate, la frecvență. Bun. Aici e foarte simplu. Și încerci să le crești gradual. Și aici e extrem de important să avem asta. Să avem notat în ea. Asta! Aici avem cumva... Putem cuantifica tot antrenamentul și să vedem dacă am avut un progres sau n-am avut progres. Da, adică te poți uita la ce ai făcut în trecut și să vezi să te autodepășești la următorul antrenament, în condiții de siguranță, adică nu să te depășești în condiții în care faci ultimul antrenament în viața ta, că atunci nu e ok. Nu. După aceea, selecția exercițiilor, ce spuneam? De exemplu, dacă o persoană merge de 3 ori pe săptămână la sală și nu mai făcut începător, e foarte recomandat să implice cât mai multe grupe musculare în exercițiile care le face. De aceea e foarte important să facă exerciții compuse, care implică mai multe joint-uri, mai multe încheieturi. Da, da, și după aceea, practic, în următorul nivel în piramidă, e rest intervalsul, adică cât de multe odihnești? Pauza. Da, între, de exemplu, dacă antrenez picioare super intens, cu un volum destul de mare luni, marți n-ar fi o idee bună să faci tot picioare. Nu vreau să mă gândesc, mi-a trecut prin cap durerea aia, da, doua zi, și să zici, picioare astăzi, ești mort. Da, și după aceea ăsta, și vârful, da, cu un pas mai sus, e tempo, adică vârful e tempo. Efectiv, cum miști greutatea în timpul exercițiului. Da, ceea pe excentric, pe concentric, știi că avem astea patru faze. Concentric, de exemplu, împins. Excentric. Pauza, cât rămâi cu ea întins, excentric, câte secunde cobori, pauza. Și tot așa. Cam aici ai. Și cât timp stai? Ăsta e cumva tempoul. Excentric, concentric și pauza din tempo. Aici sunt o grămadă de puncte de vedere. Eu, din ce am văzut în studii, în mod deosebit, ideea e să nu lași extrem de rapid jos, ca și cum ai lăsat să cadă greutatea. Controlat. Da, controlat. Și, dar în mod deosebit nu afectează dacă lași, de exemplu, 5 secunde în jos și împingi în sus în viteză, decât dacă ai face cu un tempo normal. Ce înseamnă tempo normal? Știi? Adică, ce înseamnă tempo normal? Fiecare înțelege diferit. Să meargă în continuu greutatea, să nu să oprească nici sus, nici jos. Să nu aibă pauza aia. Da, exact. La pauza aia am observat la forță crești mai mult. Putere explozivă. Multe persoane merg pe... nu-și controlează tempoul ăsta și coboară cu bara brusc. Deci chiar face ramat. Da, brusc. Deci atunci automat jumătate din ce face el s-a dus naibii pentru că l-a lăsat brusc fără să controleze din musculatură. Da. Și o lasă cu presiune foarte mare. Și exact, presiune foarte mare, risc să te accidentezi așa. Și după aia, hop, împins cu... Mai este și metoda aia populară a lui Dorian Yates, HIIT, știi? Adică în care lași foarte, foarte lent jos. Ceea ce e ok, adică mie îmi place ideea time de a controla. Time under tension. Da, time under tension. Îmi place ideea de asta de a te lăsa foarte controlat și așa. Chestia e că atunci parcă nu mai poți să lucrezi cu greutate la fel de mare. Și ăsta, oarecum e foarte incomod. Adică simt că îți dezvoltă oarecum o rezistență psihică. Știi că, adică tu practic ești acolo, te tocești greutatea și trebuie să mai faci două repetări. Dar am făcut și metoda asta pentru o perioadă scurtă de timp. E ok, adică nu zic că n-aș recomanda-o, nu zic că nici că aș recomanda-o în mod deosebit. Ideea e să fie un tempo oarecum constant. Da. Să nu fie cu pauză prea mare, să nu fie prea fugărite.
La frecvență, apropo, voi cum antrenați? Adică de câte ori vă antrenați pe săptămână? No, eu merg acum de 3 ori, dar când făceam pregătire pentru un anumit concurs, mergeam de 4 ori, 5 ori. Dar am văzut, urmăresc câteva persoane care sunt vechi în domeniu și pe partea cumva natural, să zicem, să mergem pe încredere. Fizica arată că ar fi. Se antrenează de 3, maxim de 4 ori pe săptămână. Și am văzut un progres foarte frumos. Știi? Da. Eu mă simt bine după 3 antrenamente pe săptămână. Dacă am intensitatea încerc să o țin destul de ridicată, am timp să mă și refac, mi-e ok de 3 ori. Timpul nu-mi permite, mai fost sincer. De 4 ori? 4, că... Cum am mai zis că stau prost la picioare, chiar dacă nu mă credeți, fac de 2 ori picioare și atunci practic nu aș putea să le împart doar dacă aș face de 2 ori picioare și odată upper body, ceea ce nu mi se pare ok. Și atunci... Eu nu știu ce am impresia că te antrenezi de 5. Nu mai am pregătire de concurs. Deci atunci le împart mai bine, dar acum 4, maxim 4. Și numai eu sunt ăla care se duce la sală de tot ziua. Tu n-ai viață numai. Nu, eu am redus. Eu am început cu toată ziua și am tot redus. Da, eu mă duc în momentul de față 5 ori, știi? Adică de luni până vine și dacă îmi permite timpul și n-am o activitate în mod deosebit, sâmbătă mă trezesc dimineața și fac un antrenament scurt, dar așa chiar super scurt și mai mă întind. De exemplu, săptămâna asta sunt deload și așa de fain că mergem, facem super ușor, ne mai întindem, e super relaxat, mai face sauna, știi? E numai ce trebuie. Da, în principiu, tot ce am vorbit aici, e să vă găsiți cumva antrenamentul. Adică să vezi exact de câte ori te simți bine să mergi la sală. Noi spunem de 3 ori minim sau de 4 ori, dar vezi cum te simți tu. Poți să faci 4 antrenamente pe săptămână, te simți ok. Adică nu trebuie să ai groază aia de a merge la antrenamente. Dacă ai o groază, înseamnă că deja ai o oboseală, nu te-ai recuperat suficient de bine. Știi? Bine, oricum există o bine groază. E o groază, dar groază aia care e încă plăcută. Dar la un moment dat apare o da, știu, știi? Da. Oboseală. Așa oboseală. Da. Fără chef. Când te gândești că trebuie să te antrenezi, să-și face rău instant. Ți se întoarce stomacul cumva. Da, când aștept să treci peste, înseamnă că deja nu e ok. Da, e oboseală acumulată acolo și încercați cumva să practicați niște metode de eliminarea stresului, încerca să mâncați un pic mai sănătos. Face sex! Corect. Bun, și în principiu cam atâta despre antrenament și cum împărțim antrenamentul și ce avem de făcut. Nu? Mai aveți ceva de spus? Da, eu vreau să mai zic de deload. Adică, de exemplu, da. Uite, vezi? O chestie de exemplu, hai să presupunem că îți propui să faci un bloc de, să zicem, 4-5 săptămâni. Mă întrerupe Dan. Episodul meu, Dan. Că și noi am sărit. După ce am terminat piramida și am ajuns la Tepo, aveam periodizarea și acum continuă. Da, exact. Aici intră deload-ul. Da, exact. În ideea în care, să zicem că faci una 4 sau una 5 săptămâni la o intensitate cât de cât, adică încerci să progresezi la antrenament, și în momentul în care ți-ai îndeplinit, ai făcut alea 4 sau 5 săptămâni, eu deja simt că se acumulează oboseala și automat o săptămână fac pauză activă. Ce înseamnă pauză activă? Mă duc la sală și reduc intensitatea la 50%, volumul la 50%. Și mă duc și mă chiar mă mișc ca să păstrez un pic fluxul în mușchii respectivi. Mai întind, mai fac un pic de stretching. Extrem mai... de important, da. Deload-ul. Extrem, da, de important. Extrem de important și eu cred că dacă nu îl făceam, pe termen lung ajungeam să mă accidentez foarte, foarte iurea. Sau să te îndepărtezi de sală. Da, pentru că îți face greață. Da, eu asta am pățit-o și pot să spun pe proprie piele. Ani de zile n-am știut ce e la deload, n-am știut ce înseamnă pauză. Eu eram obsedatul care mergea de sărbători la antrenament, care n-avea vacanță, care n-avea nimic. Și dă-i și dă-i să crești. N-am crescut și mi s-a făcut o grețică. Silă așa să mă antrenez, o grețică și încă lupt cu ea. Da, eu făceam și în momentul și când făceam bro split-ul, cred că îl făceam oarecum intuitiv, Stania, că ziceam, bă, deja nu mai simt că nu mai îmi trebuie să mă duc. Ce-ar fi să las deoparte o săptămână? Și mai duceam o săptămână. Da. Cu totul că mă simțeam vinovat, acum nu mai simt, mă simt. Bun. Dar după aia cât de bine îți mergeau potrivit? Bă, da, chiar da. Dacă aveai febră, dar mergea. Da, adică e parte din proces. O pompare frumoasă, super. Da. Eu la deficit, la grupele musculare deficitare și mai de adăugat la frecvență, că, cum ai zis, știu de gambe și eu stau prost la gambe și am observat că de când, în săptămânile în care fac de 3 ore pe săptămână, e o diferență enormă. Chiar dacă, de exemplu, ai un
dacă te antrenezi o dată pe săptămână versus 3 pe săptămână, volumul cum ții la fel? Adică ai 20 de serii, ai 20 de serii pe toate împărțit. Da, exact, exact. Și da, te simți, mai, simți că e mai ok e pe împărțit? Un pic mai mult, vine, să zicem că nu 20, dar dacă mă antrenez de 3 ori, iese 22. Bine, nu la gambe, că doamne, fără să fac 20 de serii la gambe. Dar nu în aceea zi. Nu în aceea zi. Nu în aceea zi. Că mulți merg... Nu? E vorba la urma urmei de totalul de volum pe grupa da, respectivă, da, da, pe săptămână. Și atunci dacă 20 de serii împărțim la 3, știi? Da, ei, și... credeți că ar fi mai ok să mergem, știu eu, câte serii, decât pe un singur antrenament volumul ăla? Nu, nu pot să fac. Adică, mă rog, pentru gambe, da, 20 de serii e enorm. Nu, zic, indiferent. Ideea e că orice grupă musculară ar fi, dacă încerci să faci un număr de 20 de serii în același antrenament, nu o să le faci calitativ. Ce înseamnă asta? Aici. Adică să zicem, păstrezi energia la sfârșit. Da, adică și formă, o formă corectă. Da, adică să zicem că ai de făcut pentru piept 20 de seturi. Dacă încerci să le faci luni toate, hai să zicem că primele 10 le faci calitativ, 12, hai să zicem, 16, da. dar după aceea le fugărești. Adică n-a ajuns, nu e calitativ și calitativ. Nu, e junk volume, că asta e. Asta așa, e. Și atunci le e mult mai bine să fie împărțite în 3-4 antrenamente. Da, exact. Adică eu așa fac acum cu toate grupele și pot să zic că te simți foarte bine, că te simți tot timpul super, așa, tonus. Da, ai tonus ăla. Specific, da, 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 exact. Exact. E mult, mult mai ok față de când făceam luni 20 de seturi pentru picioare. Deci mi-era groază de ziua luni, că după aceea marți umblam în mâini. Și în limbă. Voi la seturi pe exerciții cam cum? 3, 4, 5? Cum? Păi, eu, de exemplu, acum eu fac o săptămână de intensitate și o săptămână de volum. Adică la intensitate scad volumul, fac 3 sau 4 serii, dar încerc și duc la un 80-85% din One Rep Max. Și na, fac acolo, la cel puțin la exercițiile compuse, fac între 4 și 8 repetări, cam acolo, da. Știi? 4-8 repetări și după aceea în următoarea săptămână cresc volumul și scad, ajung la un 70-75% din One Rep Max și cresc, nu duc fiecare set până la epuizare, știi? Și atunci scad greutățile și efectiv adaug un set poate în plus sau două seturi în plus pe exercițiu, știi? Și ok, adică nu mă plictisesc, știi, că fac numai hardcore așa cu greutate mare și mă distrug și în același timp, știi, mai cresc numărul de repetări, e mai dinamic, da. Îmi place mai mult așa. Eu cum merg, eu îmi stabilez de la început 6 săptămâni. Și 6 săptămâni încerc să-mi cresc volumul, dar și intensitatea antrenamentelor. Și în a 7-a săptămână fac deload-ul. O săptămână, două, văd cum mă simt. Și încerc să cresc de la săptămână la alta să mai adaug o chestie în plus acolo. Știi? Și ca și serii pe grupa musculară, depinde cum mi-am împărțit. Am, de exemplu, de la genoflexiuni, mă duc undeva la 8 serii și mai fac, nu-mi place să fac super multe exerciții și așa, mai clasic, mă duc pe 2, 3, 4 exerciții maxim și le împart seriile pe... Cum ai zis tu, eu exact invers simt mai bine, dacă fac mai multe exerciții, mai puține seturi, de obicei mă duc pe 3, foarte rar pe 4. Că dacă mă duc pe 4, mă gândesc că am făcut prima serie așa la mișto, că mai am 3 serii, trebuie să-mi păstrez energia. Dar dacă mă duc pe 3, știu că la fiecare 3 încerc să merg pe o intensitate. Adică îți crești greutatea, ai greutatea mai mare. Da, crești greutatea, dar să fie aceeași intensitate. Adică gen nu la prima să o lălăiesc, păi mai am oricum 3 serii și... Aici important, eu le iau ca serii principale, știi? Adică serii, cam una, două care le fac de încălzire până ca să ajung la greutatea pe care mi-o doresc. Și atunci am 4, 5, 6 serii principale care alea mă solicită. Mi-ating numărul de repetări dorit. 8, 10 repetări sau știu câte mi-am propus. Bam! Bun. Bun. Zicem de concurs. Da, zici tu de... În acest episod am zis să fim darniși și să vină Moș Crăciun și Moș Nicolae și Renu și toată lumea. Și o să dăm 5 planuri de antrenament. 5. Pentru persoanele care să dea like la pagina de Facebook FitFam, share la această postare și să taguiască 3 prieteni în coment. Pam! Și Dan, un subscribe la pagina de YouTube. La canalul de YouTube. Canalul de YouTube. Vă mulțumim pentru atenție și pentru următorul episod vă rugăm să lăsați jos comentarii, sugestii pentru
indiferent orice subiect, sugestii. Și până data viitoare, sport în toate și vă iubim. Tata, avea un telefon? Mai care că l-am pus de sac. În episodul ăsta am zis cu colegii mei. Ce? S-a început să mă gândi, am un fucking scamă. Hai, mor. Da, asta poți să faci la bloopers, știi, lejer. Hai să-ți fac.